Paginile mai multor instituții publice din Moldova au fost ținta unor atacuri cibernetice în ultimele zile. Informația a fost confirmată pentru redacția Newsmaker de purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă. Ca ținte acestor atacuri cibernetice au fost inclusiv, de exemplu, site-ul televiziunii publice sau, în cazul autorităților publice, vorbim de paginile web ale instituțiilor naționale, guvern, ministere. Noi am instituit filtre speciale care au fost implementate de către echipa de la STISC, astfel încât la accesarea unei platforme, softul verifică nemijlocit dacă persoana dată este un utilizator ordinar, ca și mine sau dumneavoastră, sau este o mașinărie care încearcă să acceseze de multe ori aceeași platformă în ideea de a o bloca. Daniel Vodă nu a precizat însă cine ar sta în spatele acestor atacuri masive. Recent, ministrul afacerilor externe Mihai Popșoi a declarat într-un interviu oferit pentru presa din Marea Britanie că hackerii ruși au comis în mod repetat atacuri cibernetice în Republica Moldova. Mai multe canale de Telegram din Moldova au scris în ultimele zile că în țară va fi deschis un birou federal de investigații al SUA. Textul a fost distribuit inclusiv de paginile online din Găgăuzia și regiunea transnistreană, dar și de presa rusă. Știrea a fost publicată și pe site-ul oficial al Partidului Comuniștilor din Republica Moldova. În plus, unele canale de Telegram au comunicat despre numărul de angajați al presupusului birou FBI și scopul în Moldova. Într-o reacție oferită redacției Newsmaker, purtătorul de cuvânt al guvernului, Daniel Vodă, a declarat că este vorba despre un fals grosolan. Am văzut că pe canale anonime de Telegram, ulterior preluate de către instituții media neclare, iarăși anonime și obscure, informația precum că FBI-ul și-ar fi deschis oficiul la Chișinău și urmează să detașeze anumit număr de persoane pe aici. Deci este un fals, astfel de lucruri nu se întâmplă peste noapte, în cazul în care cooperarea la nivelul poliției sau autorităților este realizată, ea este realizată într-un mod foarte clar și transparent. Voda a mai precizat că niciun oficiu de acest fel nu este deschis în Moldova, iar astfel de informații sunt tirajate în mod premeditat pe canalele de Telegram anonime ca ulterior anumiți politicieni să citeze acele surse obscure. Șefa Procuraturii Anticorupție, Veronica Dragalin, declară că mesajele din care este pusă la îndoială integritatea Tatianei Răducanu, membra Comisiei Preveting, nu sunt din telefoanele ridicate de la Veceaslav Platon atunci când în 2016 a fost reținut. Dragalin le-ar fi primit de la un procuror care avea în gestiune dosarul penal în cadrul căruia au fost ridicate aceste probe. Declarațiile au fost făcute miercuri 15 mai în cadrul unei emisiuni televizate. În posesia mea personală, de la 10 aprilie 2024. Am primit o notă informativă de la un procuror care avea în gestiune dosarul penal unde au fost ridicate aceste probe. Am primit documentele relevante, am examinat și am pornit un proces penal pe 30 aprilie. Dragalin a precizat că dosarul penal nu a fost pornit pe numele lui Răducanu, ci pe anumite fapte care sunt examinate de procurori. Șefa Procuraturii Anticorupție a menționat că scrisoarea care a ajuns în presă a fost expediată atât președinției cât și guvernului, iar președintele Parlamentului, Igor Grosu, ar fi fost informat despre circumstanțele exacte, cum și de unde sunt acele mesaje. Totodată, în data de 16 mai, Comisia Preveting a anunțat că a luat act de intenția Tatianei Răducanu de a demisiona din funcția de membra a comisiei și cere o anchetă minuțioasă în acest sens. Precizăm că din scrisoarea expediată de Dragalin reiese că Răducanu ar fi avut în trecut legături cu Aureliu Colenco, principalul avocat al oligarhului fugar Ilan Șor, și cu Veceaslav Platon, controversatul om de afaceri. Cei doi, inclusiv Răducanu, au negat acest lucru. Oligarhul fugar Ilan Șor a obținut cetățenia Federației Ruse. Despre acest lucru a anunțat personal politicianul în data de 15 mai într-un interviu acordat bloggerului rus Stanislav Vasiliev. Informația că Ilan Șor este acum deținător al unui pașaport rusesc a fost confirmată pentru Newsmaker de purtătorul de cuvânt al Inspectoratului General al Poliției, Deana Fetco. Oficial nu am fost anunțați de autoritățile Federației Ruse, dar deținem informația că această persoană a primit cetățenia respectivului stat. Mai mult, avem și informația că la sfârșitul lunii ianuarie curent acesta și-a perfectat actele de identitate. De asemenea, Șor a precizat că nu locuiește permanent pe teritoriul Federației Ruse și nu va renunța la pașaportul israelian pe care îl deține. Acum, oligarhul fugit are trei cetățenii, cea a Rusiei, a Israelului și a Republicii Moldova. Amintim că Ilan Șor a fost condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare în cazul furtului miliardului.
Alertă cu bombă la 3 instituții de învățământ din capitală. Este vorba de Liceul Natalia Gheorghiu, Ștefan cel Mare și Alecu Ruso. Anunțurile că în incinta acestora s-ar afla materiale explozive au fost făcute prin apel telefonic în dimineața de 16 mai. Oamenii legii au fost sesizați de către directorul unei instituții de învățământ la ora 9 și 18 minute. Atât elevii cât și profesorii au fost evacuați de urgență, iar serviciile specializate au intervenit pentru a verifica edificiile. În urma inspecțiilor, oamenii legii au constatat că toate alertele au fost false. Serviciul de lângă benzinărie, Frumoșeca. Nor de fum negru a fost observat în dimineața de 16 mai pe strada Calea Basarabiei din capitală. Un serviciu auto amplasat pe teritoriul unei curățătorii chimice a luat foc. Incendiul a distrus utilajul tehnic și un autovehicol. Pompierii au fost alertați la ora 9:41. La fața locului au ajuns 5 echipaje de pompieri care au stabilit că focul a cuprins încăperile unui autoservis. Datorită intervenției prompte a efectivului IGSU, flăcările au fost localizate la ora 9:55 de minute. În prezent, victime nu au fost raportate. În comunicație mai precizează că incendiul a cuprins o suprafață de 50 de metri pătrați. Cauza izbucnirii flăcărilor urmează să fie stabilită de către specialiști. Nici o școală auto din Moldova nu îndeplinește condițiile de acreditare pentru șoferi la categoria B. La această concluzie îngrijorătoare a ajuns Ministerul Educației și Cercetării în urma unei analize efectuată în premieră asupra calității instruirii în școlile auto. Datele arată că doar 50% dintre absolvenți susțin din prima încercare proba teoretică și 30% cea practică. Ministrul Educației Dan Perciun susține că autoritățile trebuie să se asigure că rata de promovabilitate va crește în caz contrar să fie instituite sancțiuni. Acolo unde școlile auto de facto nu asigură competențe care să le permită absolvenților să susțină examene, să existe sancțiuni. Dacă media pe sistem este de 50%, avem și școli unde rata de susținere a examenului este de 10% și atunci nu poate să nu apară întrebări la calitatea studiilor și bineînțeles că aceasta prezintă riscuri de corupție. În baza ratei de promovare, reprezentanții Ministerului Educației au elaborat un clasament al școlilor auto care poate fi consultat pe pagina oficială a instituției www.mec.gov.md. Comuna Stăuceni din municipiul Chișinău a obținut oficial statut de oraș. Proiectul de lege privind organizarea administrativ-teritorială a localității a fost adoptat de Parlament în cadrul ședinței din data de 16 mai. Autoarea propunerii este deputata PAS Larisa Voloh, care susține că decizia este justificată de potențialul economic și demografic pe care îl are localitatea, iar schimbările vor asigura bunăstarea oamenilor. Potrivit datelor Biroului Național de Statistică, la începutul anului trecut, numărul populației în comuna Stăuceni era de peste 9.000 de locuitori. Premierul Slovaciei, Roberto Fico, împușcat în data de 15 mai în plină stradă, a fost operat. Însă sunt versiuni contradictorii despre starea lui de sănătate, scrie BBC News. Ministrul de Interne le-a declarat jurnaliștilor care se aflau la spitalul unde a fost internat prim-ministrul că Fico este în stare critică, iar viața lui este în pericol. Pe de altă parte, într-o reacție oferită pentru BBC, vicepremierul Slovaciei a menționat că acțiunile efectuate de medici au avut succes și că nu există nicio amenințare la adresa vieții prim-ministrului. Premierul de la Bratislava a fost împușcat pe o stradă din orașul Handlova, Slovacia, fiind rănit la abdomen și piept. Atacatorul, un bărbat de 71 de ani, a fost reținut imediat ce a deschis focul. Cu prilejul Zilei Internaționale a Familiei, sărbătorită anual în data de 15 mai, Muzeul Național de Istorie al Moldovei a organizat un atelier special dedicat istoriei scrisului, îmbinând tradiția cu tehnologia modernă. Vizitatorii au avut parte de un atelier de caligrafie cu peniță, având ocazia să descopere frumusețea scrisului manual. Prezent la eveniment, ministrul culturii Sergiu Prodan a participat la atelier alături de mai mulți copii. El a subliniat importanța cunoașterii istoriei de către noile generații. Astăzi este ziua familiei. Vreau să felicit toate familiile, toți părinții, toți copiii, toți bunii, toate bunicile cu această sărbătoare. Este important să reușim să povestim istoria
pe înțelesul și pe interesul copiilor. Micii vizitatori au rămas încântați că au învățat lucruri noi și interesante în cadrul atelierului. Eu am cumpărat peniță, numai că nu știam cum să o folosesc și am stricat și am aruncat-o. Dar acum, dacă mă învăț, păi știu. Foarte interesant. Oricum, mai greu decât îmi imaginam. Eu n-aș putea scriu așa în fiecare zi. Aici îmi scriu numele cu prietena mea. Îmi pare ciudat cum aceia de mai demult puteau să scrie așa de gros sau așa de mic. Totodată, cei prezenți la eveniment au fost martorii lansării unei instalații inovatoare numite Cartea Inovativă de Istorie, care le-a permis să exploreze istoria și evoluția scrisului printr-o simplă mișcare a mâinii pentru a răsfăi filele cărții. Este o instalație fizică imensă, după cum vedeți, care are o dimensiune de aproximativ 3 metri înălțime și 4 metri lățime. La proiectare este folosită tehnologia Projection Mapping, iar special pentru acest proiect a fost creată o aplicație specială, programată, care este conectată la un senzor special, performant, care captează mișcările mâinilor. În așa fel, puteți răsfoi doar cu gesturile mâinii. Cartea inovativă de istorie va rămâne permanent în incinta Muzeului Național de Istorie al Moldovei, iar organizatorii proiectului își propun să actualizeze conținutul cărții și să introducă o variantă în limba engleză în decursul următorului an. Respect și susținere reciprocă, înțelegere, iubire, comunicare eficientă, acceptare și toleranță. Care dintre acestea ar fi ingredientele potrivite ce ar contribui la fericirea unei familii? Chiar dacă de-a lungul timpului numeroși specialiști au încercat să găsească și să definească secretul, se pare că nu există rețeta perfectă general valabilă pentru toți, deoarece fiecare relație este unică, iar fericirea este percepută în mod diferit. De Ziua Internațională a Familiei, echipa Newsmaker a decis să-i întrebe pe locuitori capitalei care este rețeta lor ce garantează durabilitatea și fericirea unui cuplu. Secretele sunt următoarele. Să mai cedeți unul de la altul, asta e cel mai important. Așa. Caracterele sunt diferite. Să vă iubiți, să vă stimați, asta e cel mai important. Ой, знаете, это сложный вопрос, честно говоря. Общие интересы, да. Книжки тоже, спорт. Что угодно это может быть. Мужчина, он как охотник раньше было всегда так приносил там пищу в дом, но женщина создавала уют в доме. Care este secretul unei familii fericite? Răbdare. Încredere. Asta e principalul. Dacă nu e încredere, nu mai este... Мужчина должен выполнять свои обязанности. Если он будет смотреть на женщину и указывать ей, что делать, то из этого ничего не получится. Необходимо понимание, уважение. Любовь – это второстепенно, ну, я так думаю, что уважение, скорее всего, друг к другу. Все-таки любовь – это не главное? Нет. Atunci când cedează unul altul în cazuri excepționale, cum ar fi un spor, o ceartă, familia se păstrează, dar când fiecare rămâne cu părerea lui, atunci clar că nu poate fi o familie puternică, sănătoasă. Мне кажется, все-таки доверие больше всего. Да. Это самое главное. Если нет доверия, то нет и семьи. Înțelegere, răbdare, capacitatea de a găsi un consensus, un acord comun, un numitor comun, capacitatea de a înțelege câteodată trebuie să perzi și poți să perzi într-un binele familiei. Familie fericită, în primul rând, trebuie să fie plină, adică soț, soție, copii, liniște, înțelegere și multe bucurii atunci când copiii sunt fericiți și familia este mare și frumoasă. Прежде всего мир, любовь, доверие и мира вам. Bun găsit la o nouă ediție Lifestyle, marca Newsmaker. Deși principalele teme de discuție săptămâna trecută sunt cele legate de victoria Elveției la Eurovision și descalificarea Olandei, totuși unele lucruri interesante s-au produs și în alte domenii, inclusiv în realitatea virtuală. Astăzi vom evalua cât de eficientă este activitatea noii versiuni a ChatGPT. Vom privi un robot care ne poate fi deja prieten și asistent. Vom afla ce anume generează aurora boreală nordică din Moldova și vom povesti puțin
puțin despre firmele noi. Renumita companie OpenAI, a cărei creație principală este chatul GPT, a introdus un nou model, prieten, asistent de text GPT-4 Omni. Principalele caracteristici sunt capacitatea de a lucra cu textul audio și video, analiza emoțiilor utilizatorilor pentru a oferi răspunsuri cu intonații diferite și pentru a traduce în timp real. De exemplu, dacă vrei să înveți limba spaniolă, atunci ai la dispoziție această posibilitate ingenioasă. Îndrepți camera către obiecte și afli instant denumirea acestora. E simplu, dar cel mai important, nu uita că pentru majoritatea utilizatorilor, această versiune a chatului este gratuită începând de marți, deși sunt anumite restricții legate de numărul de solicitări. Dacă ai reușit deja să încerci noul model, lasă-ne în comentarii impresiile tale. Cât de departe este de Jarvis din Iron Man? Deocamdată, astfel de asistenți inteligenți sunt doar la telefon, dar posibil că foarte curând vor fi mai aproape de noi și ne vor putea ajuta nu doar cu sfaturi. Noul robot al Unit 3, denumit J1, și-a demonstrat toate capacitățile. Cu o înălțime de 127 de centimetri și o greutate de până la 47 de kilograme, este capabil nu doar să alerge, ci, atenție, să spargă nuci. Dacă nu vă place să faceți acest lucru singur, atunci aveți deja un motiv de a cumpăra un asistent. Plus, prețul său începe de la $16,000, ceea ce este destul de puțin, având în vedere că fratele lui mai mare, H1, are un preț de $90,000. Dacă lăsăm la o parte glumele, un astfel de robot poate fi o soluție excelentă pentru întreprinderi, deoarece ne poate învăța ceva nou. Apropo, el poate fi depozitat compact, așa că îl puteți lua cu ușurință oriunde veți merge. Imaginați-vă cât de grozav va arăta cu o lopată în grădină. Iar dacă sunteți atrași mai tare de natură decât de progresul tehnic, atunci haideți să discutăm despre ceva neobișnuit. Cu siguranță ați văzut deja aurora boreală, care a putut fi observată în toată lumea, chiar și în Moldova. Dar de ce și cum s-a întâmplat asta? Cauza a fost cea mai puternică furtună magnetică din ultimii 20 de ani, care, potrivit serviciului meteorologic al SUA, a atins un nivel extrem de intens. Cel puțin 7 erupții coronale de masă au fost înregistrate pe Soare. Pe Pământ însă nu au fost observate consecințe semnificative, cu excepția unei străluciri fascinante. Dacă v-ați indispus că nu ați văzut aurora boreală, atunci poate că filmele noi vă vor îmbunătăți starea de spirit. Filmul de acțiune Planet of the Apes: A New Kingdom s-a clasat pe primul loc în box office-ul intern, încasând $56,5 milioane în primul său weekend. Rezultatul a fost al doilea din întreaga franciză de 4 filme după repornire. Pentru cei care nu l-au vizionat, îl recomand. Locul 2 în weekendul trecut a fost ocupat de filmul Stuntman, cu Ryan Gosling și Emily Blunt. Încasările filmului de comedie în a doua săptămână de lansare i-a lipsit puțin pentru a ajunge la $50 milioane. Drama artistică The Contenders cu Zendaya în rol principal a încasat $38 milioane și s-a clasat pe locul al treilea. După cum au remarcat experții, acesta este un rezultat destul de bun pentru un film de acest gen. Aici punem punct ediției de astăzi, ne revedem peste o săptămână. Bucurați-vă de cele mai bune filme și jocuri și, desigur, rămâneți cu Newsmaker pentru a fi la curent cu cele mai actuale informații.